Bună dimineața celor care ne privesc. Astăzi a avut loc ședința ordinară a conducerii diverse țări. Știți că domnul prim-ministru încă este în izolare, deci dumnealui a participat online. Am discutat mai multe subiecte importante. Este o săptămână destul de importantă pentru Republica Moldova. În aceste zile, în următoarele zile, vor avea loc mai multe evenimente importante. Am discutat astăzi despre semnarea, promulgarea legilor votate de Parlament săptămâna trecută. Vreau să informez că marea majoritate a legilor eu deja le-am semnat, încă vineri. Astăzi, în câteva ore, trebuie să vină de la Parlament bugetul de stat și politica fiscală. Le voi promulga astăzi pentru a fi publicate mâine, poimâine. Apropo, bugetul social și bugetul Fondul de Asigurare Obligatorie Medicinii, aceste două bugete deja le-am semnat. Astăzi trebuie să semnez bugetul de stat și politica fiscală. În afară de aceasta, astăzi se va convoca biroul permanent al Parlamentului. Cunoașteți că sesiunea parlamentară a fost închisă săptămâna trecută, dar urmează a fi discutate câteva subiecte în cadrul unor ședințe speciale. De ce astăzi se va convoca biroul permanent al Parlamentului, înțeleg la orele 14, pentru a convoca pentru săptămâna curentă două ședințe speciale ale Parlamentului. O ședință specială, cel mai probabil miercuri după masă, pentru a discuta moțiunea de cenzură depusă pentru a fi discutată demisia guvernului. Cunoașteți, moțiunea de cenzură a fost depusă de 34 deputați săptămâna trecută. Deci această moțiune va fi dezbătută miercuri după masă la ședința specială a Parlamentului. Și o altă ședință specială pentru ziua de joi este vorba de ședința de inaugurare a noului președinte ales. Până la inaugurarea președintelui, miercuri, pe data de 23, voi veni cu adresare către cetățeni. Deci miercuri, prima jumătate a zilei, în calitate de președinte Republicii Moldova, o să vin cu adresare către cetățenii Republicii Moldova. Asta e ceea ce am vrut să vă informez. Mulțumim! O săptămână ușoară tuturor!